Inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au luat cu asalt cluburile din Iași. În acest weekend, aceștia au verificat dacă restricțiile privind limitarea programului pe timp de noapte sunt respectate. În cele 10 locații verificate de inspectori nu a fost dată nicio sancțiune, fiind respectat programul de funcționare. Acțiunile vor continua și în perioada următoare. Acțiunile au mai fost și în săptămânile anterioare. Am vizat ca activitatea să se oprească la ora 2 noaptea, să nu depășească, că altfel îți încalcă hotărârea și angajatorii pot fi sancționați cu amendă.